Amin. Suntem împreună în această dimineață și îi spuneam fratele Petrică că câteva lucruri care m-au determinat ca în această dimineață să fim împreună. Să aleg să fiu cu dumneavoastră. În primul rând am aflat că fratele Petrică este la o lucrare nouă, chiar dacă dânsul este de mult aici și îi slujește și la Biserica Emanuel. Este o lucrare nouă și m-am gândit ce plăcut și ce frumos este când ai o lucrare nouă să vină cineva să te ajute. Și joi seara insista, vezi dacă poți, vezi să faci, să poți. Și m-am gândit, odată că ne cunoaștem de mult, după aceea mi-am adus aminte de unde am plecat. Din Călăraș. Mi-am adus aminte de greutățile slujbei de acolo, pe care fratele Stoian a lucrat, și de greutățile care sunt și acum. Apoi m-am adus aminte de greutățile pe care eu le-am măsurat. Și am zis, mă, dacă cineva ar veni la mine, aș bucura. Hai să fac bucuria să vin. Și ultimul lucru, am zis că vin la dumneavoastră pentru că dacă vin la dumneavoastră, parcă sunt Oltenia. Slavă Lui Dumnezeu! Și știți de ce? Cam așa arată biserica în Oltenia. Asta e mare. Avem biserică, cea mai mică biserică care avem, are 5 metri. Apoi urmează cu 11, cu 12, cu 15. Avem 35 la Slatina, acum este mai mare. Acolo tot pleacă, frate, tot pleacă de la Slatina în alte biserici. Și la Slatina e puțin mai mare. Puțin, 45 de membri. La Balș, 35 de membri, cele două orașe pe care avem și celelalte sunt la țară. Haideți să vedem dacă noi suntem pentecostali sau nu suntem pentecostali. Noi de obicei ne place să ne lăudăm că suntem pentecostali. Zicem noi pentecostali că noi pentecostali avem călăuzire de la Duhul Sfânt. Și uneori așa călăuzire avem că ortodoxii ne trezesc. Și zice, mă, dar nu mai spune că ai Duhul Sfânt. Unde-i? Că nu se vede nimic. Și când eram copil și făceam naveta după ce m-am angajat, făceam naveta de la Arad, la Sântana, de unde sunt eu, aproximativ până în jur de 50, cred că nu era 50 de kilometri, 30-35 de kilometri cu tren. Și într-o bună zi, noi cei care eram credincioși, ne găseam vagonul nostru, compartimentul nostru. Dar spre deosebire de altă dată, dintr-o dată ne-am trezit că în compartiment sunt doi oameni. Un popă și încă unul. Acum nu o să scoatem afară din compartiment. Și am venit noi, ceilalți pocăiți, baptiști și pentecostali, ne-am așezat în compartiment și primul lucru, cel care l-a dus pe popă, pe preot în compartiment, ne cunoștea că noi acolo ne adunăm și a venit intenționat. Nici bine nu ne-am așezat aici, părinte, acum să te văd. Zice, acum, zice, nici nu știi cu cine ai de-a face. Suntem doi ortodoxi, trei baptiști și pentecostali. Haide acum să vorbim despre pocăință. De ceea ce ne pocăim. E să vreau să vă spun ce mi-a plăcut mie la popa, la preotul. A zis așa, după ce am discutat mai multe din Biblie, a spus așa. Eu abia apuc, mai am câțiva ani să ies la pensie. Și primul lucru ce-l fac și vă spun, îți spun ție, zice, care este ortodox, calea adevărată este la pocăiți. Abia aștept să termin slujba, zice, să ies la pensie ca să mă pocăiesc. Dar ce am vrut să vă spun, ce mi-a plăcut, ce mai mi-a spus și am băgat în cap, a fost următorul lucru. Îmi spunea mie că eram așa mai tăios. Și zicea așa, tu ascultă bine, tinere, zice către mine. Cum
sunteți voi pocăiți acum, așa am fost noi ortodoxii acum 50 de ani. Și o să treacă timpul și o să fiu un cimitir, poate, dar dumneata, dacă o să trăiești, o să vezi unde ajungeți voi. Și am tot stat și m-am gândit și vreau să mărturisesc că a avut perfectă dreptate. Unde suntem noi? Are dreptate. Unde suntem noi? În dimineața asta vreau să învățăm dacă suntem pentecostali. La ziua cincizecimii s-a întâmplat câteva lucruri. În general, noi pentecostalii spunem ce s-a întâmplat la pentecostalii în ziua cincizecimii. Toți au vorbit în alte limbi. Asta e minunea. E și asta. Numai nu asta s-a întâmplat. S-au întâmplat trei lucruri. Și despre cele trei lucruri vreau să vorbesc în dimineața. Dar ce s-a întâmplat la Rusia? În ziua cincizecimii, Duhul Sfânt a început să lucreze. Amin. Asta e primul lucru care trebuie să-l învățăm. Că Duhul Sfânt lucrează. A doilea lucru, în ziua cincizecimii, Duhul Sfânt a început să producă. Amin. Și în ziua cincizecimii, Duhul Sfânt a început să mulțească. Amin. Spunea fratele Florin că o predică slabă a lui Petru. Dacă unul dintre noi ar predica așa ceva, acum nu la dumneavoastră, la Elim, ar zice, păi, pentru ce ai făcut atâta kilometri să ne predici nouă așa ceva? Scurt, stai jos, avem mai destul predicat. Ne uităm la noi, la evangelizările care se fac. Vine grupul Speranța, vine fratele Gabi Zegrean, vine fratele Luigi Mițoi, vine o grămadă de frați, evangelizare peste evangelizare. Cântare peste cântare, predici extraordinari și oamenii nu se pocăiesc. Când eram mic, nu mic, dar când eram deja mai, când eram mai mare și eram în biserică, la catecheză, fratele păstor a adunat conducerea bisericii și așa îi plăcea dânsul să facă că înainte de botez, tot comitetul trebuia să fie, să stea de vorbă cu candidații de botez. Și ne-a luat și pe noi cei care eram recent în comitet, ne-a dus acolo și a pus două întrebări, a pus întrebări la toți, dar două persoane pe mine m-a străpun și m-a mirat. Prima persoană era un bătrân. Și fratele păstor l-a întrebat pe bătrân în felul următor. Domnule, dar dumneata la anii aceia, de ce te pocăiești? Era foarte bătrân, cred că avea în jur 80 de ani. Și întreabă păstorul, bătrân nu răspund, trebuia să strângi tare. Și mai întreabă păstorul, dar de ce vrei să te întorci la Domnul? Dar de ce vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Ce ți-a plăcut în biserică? Cum te-a străpus cuvântul? Și la toate zicea nu. Stă păstorul s-a gândit și a zis, păi de ce să-L botezăm? Vorbea cu noi, că în locul nu ne auzea. Păi de ce să-L botezăm pe ăsta? Că nu zice nimic. Eu îl întreb și nu spune nimic. Și se duce la urechele aia și spune, spune-ne cum te-ai hotărât să-L urmezi pe Domnul. Și începe bătrânul să vorbească. Să vedeți ce a spus. Pe mine m-a făcut să mă întorc la Domnul, zice că a fost odată în biserică un bătrân pe care l-a spus la rugăciune. Dar l-a spus la rugăciune și el nu știa să vorbească. Și s-a dus acolo și a zis, Iisus Hristos este Domnul. Și lacrimile lui curgeau. Și atunci m-am uitat la el și l-am văzut pe Dumnezeu în el. Și de aceea vreau să mă pocăiesc. Și am rămas toți străpunși. Cum lucrează Duhul Sfânt. Mai era un altul mai tânăr. Și îl întreabă fratele păstor. Dumneata, de ce vrei să te pocăiești? Ce te-a mișcat? Cum a lucrat Duhul Sfânt? Știți ce a spus? Frate păstor, pe mine nu m-a mișcat cântarea, nu m-a mișcat fanfara, nu m-a mișcat orchestra, n-aveam corul, nu m-a mișcat. Dar cuvântul te-a mișcat, nu m-a mișcat nici cuvântul. Și atunci de ce vrei să te pocăiești? Frate păstor, eu sunt vecinul dumneavoastră și am trecut pe lângă adunarea asta de nenumărate ori. Dar, zice, niciodată nu mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat în data, și-a zis el, nu mai țin eu minte data, în data putare. Am trecut pe aici, zice, pe lângă adunare
Și fratele care era în parcare, cu o față plină de bucurie, cu o față și cu dragoste, m-a luat, m-a salutat, a spus că Iisus mă iubește, m-a luat de mână, a insistat și m-a băgat în adunare. Și pe mine atunci când am văzut dragostea acelui om, am văzut dragostea lui Dumnezeu și de-aia vreau să mă pocăiesc. Iubiții mei, frați și surori, Duhul Sfânt lucrează. Că e biserica de 1000 de membri, că e de 3 membri, să știți că Duhul Sfânt lucrează. Amin. Dimineața aceasta am vrea să vedem ce lucrează Duhul Sfânt. Pentru că la Rusalii s-a întâmplat ca Duhul Sfânt să lucreze. Primul rând, Duhul Sfânt, să știți că lucrează pentru iluminarea noastră. Adică, El ne învață. De ce ne învață? Pentru că El este sursa adevărului. Și în Ioan, capitolul 16, cu versetul 13, spune, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare, slăvit să fie Domnul. Și ne mai învață. Ne mai învață pentru că El este cunoștința nelimitată. Și de aceea, în 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 11, spune așa. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa. Nimeni nu cunoaște lucrurile Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Amin. Duhul lui Dumnezeu lucrează pentru că El este autorul cuvântului lui Dumnezeu. Și spune de aceea cuvântul Domnului în 2 Petru, la capitolul 1, cu versetul 21. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la cine? De la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și ultimul lucru pe care îl mai face Duhul Sfânt pentru iluminarea noastră învățându-ne este că El este de asemenea interpretul adevărului. Și spune în Ioan capitolul 14 cu versetul 26 următoarele cuvinte. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile, spune. Și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu, slăvit să fie Domnul. Deci ce face Duhul Sfânt? Lucrează. Ce lucrează? Ne învață. Și acum, ca să vedem ce rol mare are să știi ce face Duhul Sfânt. Dacă vă angajați într-o întreprindere, la o companie, și n-aveți de lucru, și n-aveți bani, n-aveți cu ce să trăiți, abia așteptați să vă ieși ceva la lucru, nu? Dar acum, dacă vă luați la lucru, care e rolul dumneavoastră la lucru? Să lucrăm. Să lucrăm, frate. Deci dacă ești copil al lui Dumnezeu, dacă te declar că ești pentecostal, că ești credincios, să știi că trebuie să lucrezi. Amin. Dumnezeu n-are în biserică trântor. Toți sunt chemați să lucreze. Biblia spune, cine nu lucrează, nici să nu mănânce. De aceea suntem chemați de Dumnezeu să lucrăm. Acum dacă te-au angajat să lucrezi, nu e suficient că te-am angajat să lucrezi. Pentru că dacă lucrezi și nu produci nimic, după o lună te dă afară. Și la ce te-am angajat pe ăsta? L-am angajat ca să-l plătesc și să nu facă nimic? Deci, cum trebuie noi să lucrăm în biserică? Producând. Duhul Sfânt a lucrat și Duhul Sfânt a produs. Și apoi, pentru patron, pentru manager, el vrea ca după ce ai lucrat și ai produs, să-i se mulțească venitul. Așa vrea Dumnezeu. După ce ne-am întors la Domnul, prin pocăință, prin naștere din nou, și am încheiat legământ cu botezul în apă, suntem chemați la sfințire, care durează până la sfârșitul vieții, și trebuie să lăsăm, așa cum cântăm noi o cântare, lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze. Deci iată că noi trebuie să lăsăm pe Duhul Sfânt
să lucreze în viața noastră. Și Duhul Sfânt a început să lucreze din ziua Rusaliilor. El a lucrat pentru iluminarea noastră învățându-ne. Și al doilea lucru, Duhul Sfânt lucrează pentru edificarea noastră. Deci edificarea noastră însemnează că El ne zidește. Și iată ce spune cuvântul Domnului. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege. Și cu Duhul, spune în 1 Corinteni 14:2, cu Duhul ce spune? El spune taine, slăvit să fie Domnul. Deci Duhul Sfânt lucrează și la edificarea noastră, zidindu-ne, slăvit să fie Domnul. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod, 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 14. Și încă un lucru. Cuvântul Domnului spune că rugăciunea în altă limbă este un beneficiu personal pentru cel care vorbește în limbă, în altă limbă. Și spune Scriptura că dacă vorbești în altă limbă în biserică și nu ai darul tălmăciilor, să taci. Pentru că tu te zidești doar pe tine însuți, la biserica nu se zidește, pentru că nu înțelege nimic. De aceea, iubiții mei, frați și surori, iată de ce ne iluminează Duhul Sfânt, iată de ce lucrează Duhul Sfânt ca să ne zidească, și apoi, la treilea lucru pe care îl face Duhul Sfânt, Duhul Sfânt lucrează la păstrarea noastră. Ce însemnează că Duhul Sfânt lucrează la păstrarea noastră? Vrea să spună Biblia că Duhul Sfânt lucrează la pecetluirea noastră. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Noi suntem pecetruiți de Duhul Sfânt. Efeseni, capitolul 4, cu versetul 30. Și spune acolo, și citea parcă fratele Florin, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost cum? Pecetruiți pentru ziua răscumpărării, slăvit să fie numele Domnului. Și în al doilea lucru, pentru că pecetea aceasta denotă două lucruri, păstrare și prioritate. Și în 2 Corinteni 1:22 reflectă lucrul acesta și spune așa. El, Domnul, ne-a pecetluit pe noi și ne-a pus în inimă ce? Arguna Duhului, slăvit să fie Domnul. Apoi, un alt lucru, pentru că care vedem că Duhul Sfânt de la Rusalii a început să lucreze. Duhul Sfânt lucrează pentru orientarea noastră. Noi nu suntem niște pocăiți cum ne fac unii și zice, Domnule, te-ai închis în tine și ți-ai închis viața. Nu e adevărat. Dumnezeu ne-a iluminat, Dumnezeu ne-a zidit și Dumnezeu ne arată și lucrează la orientarea noastră. Adică ne deschide noi orizonturi. Ne arată Dumnezeu cât de puternic este El. Și ne conduce, că orientarea noastră este că El merge înaintea noastră. Și Pavel, îmi place mult de Apostolul Pavel, că el a avut tăria să spună credincioșilor și să lase scris pentru noi. Călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. Credincioșii copiii lui Dumnezeu trebuie să calce pe urmele Domnului Iisus Hristos și trebuie să se comporte în așa măsură și să fie așa de bun și așa de exemplu, adică să fie așa de lumină în locul unde sunt, încât să poată spune celor din jurul lor, eu sunt Hristosul. Pentru că eu calc pe urmele Lui. Și cum e Hristosul? Ca mine. Cum zicea fratele Rubran. Cum e Hristosul? Spunea în temniță cineva. Hristosul, zice, eu mă pocăiesc dacă Hristosul a zis acel pușcăriaș, a zis în cartea lui, eu m-aș întoarce, domnule Rumbrand, la pocăință, dar dacă îmi spui cum e Hristosul acesta, că oricum eu sunt un ateu. Și Rumbrand, știți ce a spus fratele Rumbrand? Hristosul este ca mine. Dacă e ca tine, atunci eu mă întorc. Dacă e ca tine, că aici deja am văzut cine ești tu, atunci mă întorc. Așa vrea Dumnezeu, așa trebuie să lucreze Duhul Sfânt în noi, ca să putem spune, Doamne, ajută-ne să fim ca Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Deci ce face Duhul Sfânt? Lucrează la orientarea noastră, adică El ne conduce. Iată ce spune în Galateni, capitolul 5, Apostolul Pavel, versetul 18, spune așa. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Pentru că noi deja suntem călăuziți, adică suntem conduși de Duhul lui Dumnezeu, de Iisus Hristos, care este conducătorul nostru.
Și cel de ultimul lucru pe care îl mai lucrează Duhul Sfânt, lucrează el mai multe, eu spun și aceste puncte, Duhul Sfânt lucrează la consolarea noastră. Ceea ce înseamnă că Duhul Sfânt ne mângâie. Ne mângâie. Și în Fapte, capitolul 9, cu versetul 31, cum spune acolo? Biserica ce făcea? Se bucura de pace în toată Iudeia, în Galileea, în Samaria, se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt, ce făcea? Se mulțea. Acum, dacă zicem că avem Duhul Sfânt, ce caută certurile? Zavistire, mânie, dezbinările, tulburările, nemulțumirile, cârtirile, vorbirea de rău, atunci avem Duhul Sfânt? Lucrează Duhul Sfânt? Sau așa lucrează Duhul Sfânt în biserică cu tulburare, cu dezbinare, cu nemulțumire? Nu! Și atunci trebuie să ne punem întrebarea, Doamne, ai milă de noi! Doamne, ajută-ne, Doamne! Ca să fim ceea ce vrei Tu să fim, nu ceea ce vrem noi să fim. Că noi vrem să fim mari. Ca așa vreau și ucenicii și așa vrem și noi, nu? Așa are. Fraților, aduceți-vă aminte când a venit femeia aceea, mama fiilor lui Zebedei, la Domnul Iisus. Doamne, Văzătorule! Uite, am o rugăminte extraordinară. Și toți ucenicii erau în jur. Și a zis așa, Văzătorule, știți ce ai vrea? Știți, ăștia copiii ăștia, acei doi fii, nu l-au bucurat să se ducă la Domnul Iisus. Și ce-o zis? O trimis pe unul. Du-te tu și spune, pe mine pune-mă uitări, pe mine pune-mă secretar și pe mine fă-mă diacon. Să fim acolo. Sau eu păstor și tu prezbite. Amândoi să fim acolo. Du-te, vorbește tu cu ăștia. Poate ai deschidere mai larg. Și s-a dus mama mea și a vorbit cu Domnul Iisus. Și Domnul a zis că voi nu știți ce cereți. Dar ceilalți, spune Scriptura, că erau supărați pentru că, uite, Domnule, cu ce se ocupă ăștia. Ia vezi că ăștia vor să fie mari. Dar ce spune mai jos Scriptura? Fiecare avea în gândul lui cine să fie cel mai mare. De ce îi judecă pe ceilalți că trimite pe mari, că s-a, dar și ei erau călăuziți exact aceeași gând. Exact aceeași treabă făceau. Știți care este diferența? Diferența este că noi oamenii nu ne cunoaștem gândurile. Dar în mijlocul nostru este unul mai mare decât noi, este Duhul Sfânt care cunoaște și gândurile. Și Domnul Iisus Hristos, de multe ori a spus, Domnul Iisus Hristos nu s-a luat după ei, pentru că, spune Scriptura, pentru că ne cunoștea gândurile. Și Domnul Iisus Hristos a dat pe față toate lucrurile. Duhul Sfânt este cel care ne mângâie, slăvit să fie Domnul. O altă lucrare care s-a făcut. Duhul Sfânt produce. Oamenii ăștia, după ce s-au întors la Domnul și a început să lucreze Duhul Sfânt cu ei, ei nu numai că a lăsat pe Duhul Sfânt să lucreze, dar ei au început să producă. Acum, oare ce suntem noi în biserică dacă ne-am întâlnit cu Domnul? Suntem oameni care lucrăm, venim la lucru ca să ne ponteze, să ne dea un salar? Venim și noi la lucru să ne vadă fratele Stoian că venim la biserică? Și mai întâmplă și la Slatina că îmi spune frate din comitet, frate păstor, te rog când pleci undeva, te duci mai ales în Austria, nu anunța că pleci. Ăștia când pleci mai vin la biserică, acolo păstor nu-i lasă. Păi așa ceva? Păi tu de păstor ce frică sau de comitet ce frică să nu vii la biserică? Păi nu știi că ochii Domnului tăbăresc în jurul cei îngerul Domnului tăbărește în jurul cei ce se temne și că ochii Domnului privește în sus pe pământ, în adâncul mărilor și că nimic nu este înaintea Domnului, totul este gol, spune Scriptura, și descoperit. Deci Domnul vede totul. De ce te ferești? Te ferești de frasă, nu te vadă ce faci? Nu știi că Dumnezeu e cu tine pas cu pas? O, Doamne, ai milă! Și ajută-ne, Doamne, să fim cu adevărat copii ai Tăi și să Te slujim pe Tine cu credincioșie. Duhul Sfânt produce! Asta înseamnă că ai Duhul Sfânt. Trebuie să fii un producător. Dacă ai o grădină mare și ai semănat acolo roșii, și ai semănat castraveți, și ai semănat varză, și ai o solară, și tot lucrezi acolo. De când începi să lucrezi? Începe din iarnă deja, începi să plantezi. Și eu știu cum se lucrează, că frate, am doi frați care se ocupă cu asta.
Și când îi vezi cu câtă mingăleală lucrează și pune acolo și pune răsadul bucată cu bucată și începe din ianuarie, februarie și apoi a făcut solarul și după aceea până când aduce roade, până în toamnă, până în vară, până când se coacă, până când poate să producă, să vândă, să aibă ceva, durează! Dar în biserică nu crezi că e la fel? La fel, frate și soră, ca să faci ceva pentru Dumnezeu, trebuie să lucrezi prima dată și în urma lucrării care ai lucrat, trebuie începe să se producă. Hai să vedem ce-o produs. Ce s-a întâmplat la Rusalii? Ce s-a întâmplat acolo? Ce vedeți? Duhul Sfânt produce. Știți ce care e primul lucru care s-a produs la Rusalii? L-a citit frate și în versetul 1. Primul lucru care se produce când ai Duhul Sfânt este unitatea. Erau toți împreună în același loc. Fapte capitolul 2 cu versetul 1. Erau toți împreună în același loc. Iată ce face Duhul Sfânt. Deci eu spuneam de mai multe ori și repet încă o dată, chiar dacă am mai spus, poate ați auzit alții în altă parte, aici aveam cum să mai spun, dar spun acum. Dumnezeu lucrează totdeauna matematic. Matematic lucrează. Dar matematica lui Dumnezeu nu este concepută și nu poate să fie înțeleasă de toți. Și spun de ce. Căci matematica cu care Dumnezeu lucrează în operațiile aritmetice sunt patru lucruri care se fac. Dar Domnul Dumnezeu lucrează doar cu două. Și operațiile aritmetice pe care le învățăm în școală sunt adunare, scădere, înmulțire și împărțire. Duhul Sfânt și Dumnezeu lucrează matematic, dar El lucrează, fiți foarte atenți, doar cu adunare, adună și mulțește. Și tot ce este scădere și împărțire este de la cel rău. Acum, totdeauna, ca să vezi dacă ești călăuzit de Duhul, dacă mai lucrează Duhul Sfânt în viața dumitale, trebuie să te cercetești și să zici, Doamne, eu lucrez la edificare, la mulțire, lucrez la adunare, vin eu la adunare să lucrez, lucrez la adunare sau lucrez la scădere. Când nu vii la adunare, se folosește diavolul de tine, că deja faci operațiile lui. Numărul scade, nu vii la adunare, numărul tău mai mic. Când mergi cu vorba și începi, faci dezbinare, lucrezi la împărțire. Este operațiile diavolului. Dumnezeu vrea să lucrăm cu operațiile Lui. Matematica lui Dumnezeu. Și apoi să vedeți care e matematica lui Dumnezeu din punct de vedere aritmetic cu celelalte lucruri pe care diavolul le folosește pentru dărâmare. La Dumnezeu, minus cu minus face plus. Și oamenii nu înțeleg asta. Cum să facă minus cu minus plus? Și ca să vă dau un exemplu, vă pot da. Într-o împrejurare, Duhul Sfânt vorbește unui proroc. Mărit să fie Domnul. Amin. Ce minunat. Știți ce-mi place mie? Că oricât e păcatul la culme. Uitați-vă și citiți bine în Scriptură. Veți observa că în Scriptură, atunci când păcatul s-a mulțit, atunci când ziceai că acum, Domnule, așa de rău ca acum nu pot. Lumea asta, uitați-vă acum, lumea asta de acum s-a degradat. Există prostituție, homosexuală, lesbianism, există corupție la toate nivelele, de la biserică, de la păstori în jos, în sus, cum vreți să o luați. Există tot felul de lucruri. Asta nu înseamnă că toți. Unii. Însă Scriptura știți ce arată? Amos arată în cartea lui, profetul Amos. Și vom vedea, și aici lucrul care vi spun acum din împărați. Ce îmi place cel mai mult este că atunci când a fost pe vremea judecătorilor, spune cuvântul Domnului, că oamenii făceau, zice, ce vroiau ei? Și Dumnezeu vorbea. Mai sunt unii care spun așa, zice, frate, sunt mulți proroci mincinoși. Și eu vă spun că nu sunt mulți, sunt foarte mulți mincinoși. Dar știi ce? Pe mine nu mă interesează, că ce am eu treabă cu mincinoși? Cei care sunt proroci mincinoși, învățători mincinoși, ghicitori mincinoși și tot felul de ăsta, ce treabă am eu cu ei? Că eu am terminat cu tatăl minciunii, eu slujesc pe Dumnezeu. Ăia sunt cu Satana. Dar eu știu un lucru. Că există proroci adevărați. Asta știu eu. Nu te uita la mulțimea multă. Uită-te la Dumnezeu care e mai mare decât aia care sunt mai mulți.
Că am spus și joi și vă spun și acum, noi avem un Dumnezeu care e mai mare decât problemele noastre. Problemele noastre, câte ar fi ele de multe, necazuri, dureri, spunea fratele Stoian, câte n-avem. Și dacă ne-am pocăit, nu înseamnă că nu le avem. Le avem. Dar pe deasupra tuturor lucrurilor avem un Dumnezeu mai mare care se ocupă de problemele noastre, care se implică în rezolvarea lor și care El singur tămăduiește, ridică, iartă, eliberează Dumnezeul nostru. Și El ne-a spus și ne spune în Ioan, voi sunteți mai mult decât biruitor, pentru că eu, Domnul, am biruit totul în locul vostru, slăvit să fie Domnul. De aceea matematica lui Dumnezeu, știți care este? Minus cu minus face plus. Și în întâi în împărați spune acolo când îl trimite Dumnezeu pe un proroc, unde? În casa unei bătrâne. Ce să fac acolo? Păi ce să caz, frate Stoian, în casa unei bătrâne? Ce să fac? Îți spune întrebarea, lucrarea asta de la Domnul, mie dacă mi-ar vorbi Domnul, du-te în familia aia, la femeia aia e singură, și du-te acolo la văduvă, că nu o schis că are un copil, o schis, du-te la văduvă aia, din sare. Așa eu zis Duhul Sfânt. Și du-te acolo. Eu m-aș pune semn de întrebare. Nu, eu nu mă duc. Eu l-am văzut mult. Nu mă duc tăiat. Bucățele. Dacă vreți, veniți cu mine. Așa mă duc. Nu mă duc. Nu-i de la Domnul lucrare. Ilie Sunus. Culmea. Se duce acolo și când intră acolo la, în casa aceea, prima dată cere apă. Nu? Cine dă un par de apă, e binecuvântat. Omul cere apă. Și după aceea cere mâncare. Mă, dar nici bine n-ai ajuns, te duci într-o casă străină, hai, cere apă, mai merge. Dar după aceea să cer și mâncare, hai, dă un col de treabă. Chiar așa, păi tu chiar așa că și proroc, păi tu chiar n-ai rușine să ceri și mâncare, cum ai ajuns în casa unui cuiva, stai acolo liniștit, așteaptă să-ți dea, dacă îți dă, dacă nu, mulțumesc, dacă te-o trimis Domnul acolo. Dar el cere el de mâncare. Și ce mai spune pe mine? Domnule, nu poți. Eu atâta mâncare am, fac o dată pentru mine și fiul meu, și după aceea mor. Și apoi tata e, fă mie întâi. Păi, tu nu mai ai priceput, Ilie? Tu care zici că ești om al lui Dumnezeu, ai Duhul lui Dumnezeu, te-o trimis și Duhul Sfânt aici, tu chiar nu pricepi? Că femeia asta spune că dacă faci o dată de mâncare, ea nu mai are. Știți de ce a procedat Ilie așa? Păi Ilie nu l-a interesat obstacolele și piedicile în lucrare. Păi Ilie l-a interesat să asculte de vocea Domnului. Și-o știut că dacă ascultă de vocea Domnului, Dumnezeu lucrează. Adică o lăsat pe Duhul Sfânt să lucreze. Și întrebarea este, după ce a lucrat Duhul Sfânt, ce s-a produs în casa aia? Nu s-a mai terminat mâncarea, frate și soră. Asta face Duhul Sfânt. Odată lucrează și după aia produce. Și se întâmplă minune. Că asta e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ce produce? Ce face? Primul lucru care îl face Duhul Sfânt, El produce unitate. Fapte, capitolul 2, versetul 4. Să recitim, să vedeți ce scrie acolo. Ce spune așa? Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Ce mai produce Duhul Sfânt? Umplere. Iubiții mei, frați și surori, Duhul Sfânt produce umplere. Un om care a primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, el nu numai trebuie să vorbească în limbi. Nu asta, asta e semnul că a primit Duhul Sfânt. După aceea trebuie să mai întâmple ceva. Trebuie să producă și, în primul rând, trebuie să lucreze el la unitate și, al doilea lucru, trebuie să fie umplut. Pentru că toți s-au umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Al lucru. Și apoi spune așa, și toți se mirau și se minunau. Fapte, capitolul 2, cu versetul 7. Ce mai produce Duhul Sfânt? Minune. Minune. Nu există să lucreze Duhul Sfânt, să nu rămâi mirat cu lucrarea Duhul Sfânt. Dacă lucrați careva în domeniul asistent medical sau în domeniul ăsta, medic sau să lucrați la un spital, ați fi de acord ca să vedeți că vine aici un slujitor care zice că are darul vindecărilor și să scuipe pe jos și să ia de acolo, pune degetul și pune pe ochii celor care zice, băi, eu nu văd, frate, roagă-te și pune aici mâna la mine, fă mungerea pentru ochi, în loc să iei un delem, să scuipe și să pun acolo pe ochii lui, cum a făcut Domnul Iisus, ce o să ziceți? Are probleme omul ăsta, ne trebuie să-l chemăm la comitet și dăm cu el afară de aici, că omul ăsta are mari probleme, așa e?
Cum lucra Dumnezeu? Și Domnul Iisus când se întâlnea cu poporul, cu oamenii, în felurite feluri. Duhul Sfânt nu-i șablonat. Nu-l poți șablona să zici așa. Așa e la Moldova. Așa se vorbește în România. Așa e la Moldova. Dar la noi la Banat așa e. Spune, mă frate, care e problema? Avem Dumnezeu Moldovei și a Banatului și avem Dumnezeu Olteniei și a Dealului. Nu e adevărat. Noi avem un singur Dumnezeu. Amin. Măriți să fie numele Domnului. Și Dumnezeul nostru lucrează în toți și lucrează diferit. Slăviți să fie Domnul. Amin. De aceea lasă-te prelucrat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Duhul Sfânt lucrează și produce minuni. Ce mai produce Duhul Sfânt? Uimire. Nu mai știi ce să crezi, nu mai știi ce să faci, că nu poți să-ți dai seama cum s-a putut întâmpla să fie vindecat, să fie vindecat. Uite, asta nu mai înțeleg. Cum a putut? Duhul Sfânt lucrează, produce minuni și uimește pe oamenii din jur. Și oamenii, văzând lucrarea Duhului Sfânt și ce produce Duhul Sfânt, se întorc la pocăință. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Ce mai face? Zice, toți erau uimiți. Fapte, capitolul 2, cu versetul 12. Ce mai face Duhul Sfânt? Capitolul 2, cu versetul 44. Știți ce mai face Duhul Sfânt? Duhul Sfânt dăruiește. Și acolo spune, erau toți împreună la un loc și aveau toate liopște. Aici e mai greu cu asta. Că noi de multe ori suntem la un loc și unul n-are ce mânca și altul are prea mult. Să zice Duhul Sfânt de lui ești. Și aveau toți împreună la un loc, toate. Cum? Ce călăuzi nu mai fi și asta de la Duhul Sfânt? Știi că lângă tine stă sora care n-are ce mânca. Dacă zici că ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, chiar nu-ți vorbește, chiar nu-ți arată ce trebuie să faci. Vedeți ce înseamnă să înțelegi ce vrea Duhul Sfânt, cum lucrează, cum produce Duhul Sfânt? Duhul Sfânt produce și face. Doamne, fii Tu lăudat și binecuvântat. Amin. Lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze, să fie folositor. Să lăsați pe Duhul Sfânt să vă facă ca mâinile dumneavoastră, viața dumneavoastră, toate să le dăruiți Duhului Sfânt. Să le dăruiți Domnului Iisus Hristos ca să fie toate mădularele din trup, să lucreze la edificarea și la credincioșia noastră și să lucreze la mântuirea altora, la ridicarea altora, la eliberarea altora. Doamne, ai milă! Aveau toate de opte. Așa făcea Duhul Sfânt atunci. Oare Duhul Sfânt numai atunci făcea așa, nu mai face și astăzi? Ba da! Duhul Sfânt face și astăzi. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Dar cum putem să stăm nepăsător față de darul Sfânt al lui Dumnezeu care ne-l-a dat? Nu putem să stăm. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, iubiții mei, frașilor, lucrau, dăruiau. Ce mai face Duhul Sfânt? Că spunea de Petru ăsta că a predicat așa și sunt toți așa. Duhul Sfânt mărturisește, îți dă putere. Petru era omul care, unde spune Scriptura, ce făcea Petru? Știți ce făcea? Stătea în curtea templului, stătea jos și se încălzea la foc. Stătea cu alții, nu cu creștinii, stătea cu aprozii, spune Scriptura asta. Dar când i-a vorbit Domnul, când o cânta cocoșul și când a vorbit Domnul, ce face Petru acum? Mai stă el afară, diferit, să se ascundă pe undeva, să nu vadă? Știți câți credincioși stau și astăzi ascunși așa? Să fii și tu pocăit, dar să nu te știe nimeni. Cum e aia să fii pocăit, dar să nu te știe nimeni? Să faci și tu, dar să nu știe nimeni. Păi cum? Păi du-te cu curaj înainte în numele Domnului Iisus Hristos. Bucură-te! Nu-ți fie rușine că ești pocăit. Amin. Eu vă mărturisesc sincer. Când eram pocăit, când era frate, îmi trăiește exemplu. Domnul să mi-a vorbit. Îți spun ceva acum, dar nu te spun. Când eram eu copil tânăr, așa era atunci pe când eram eu copil. Așa era atunci. Frate, ăsta i-am știi. Pocăiții, ăsta era un semn că-i cunoșteai. Că toate femeile umblau cu batic pe stradă și că toți frații pocăiții n-aveau freză și erau chiar. Așa că tatăl meu îmi băga și mie foarfeca în păr și mă tundea tot timpul. Până am crescut mai mare. Dar când am crescut mai mare și m-am dus la oraș, păi nu mai am putut să mă tund, știi? Și așa că mi-am lăsat și eu freză să mă aranjez, că bine, mai târziu și eu și-o lăsat freză. Că da, bine, să mai schimbă Dumnezeu.
Sau ne schimbă noi oameni? Nu ne schimbă. Dumnezeu rămâne de veșnicie în veșnicie. Dar vreau să spun că așa era atunci. Îi cunoșteai că erau tu. Știți care era problema? Problema era că toți la școală spuneau pocăi. Și pentru că eram pocăit, toți pocăiții și toți pentru că eram tunși în clasă, cei care erau tunși, erau tunși de învățătoare sau de diriginte, pentru că erau răi. Și în clasă toți care erau răi erau tunși copos. Și pocăiții erau și copos. Și eu întrebam pe tata, dar de ce sunt eu copos? De ce sunt eu chion? De ce sunt eu pușurând cu cei răi? Și dumneavoastră zici că noi suntem pocăiți. Taci cu tata, că ești pocăit. Taci cu tata, că trebuie să ascult. Și vrea să tac. Și acum, frate, atunci îmi era rușine că îmi zicea pocăit. Mă înțelegeți? Când am crescut mai mare, mi-am dat seama că era adevăr ce spuneau bătrânii. Dar știți ce? Acum vroiam să mai zică cineva că-s pocăit. Dar rar ziceau, că nu mai era, știți? Că a început atunci. Așa se întâmplă, fraților. Așa se întâmplă că satana e cireș și viclean. Și când deja ai primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trebuie să se întâmple lucrurile astea cu tine. Ai vorbit în limbi. Și ce dacă ai vorbit în limbi? Că nu o să fii mântuit că ai vorbit în limbi. Și dacă ai prorocit și dacă ai avut o vedenie și asta, nu o să fii mântuit pentru asta. O să fii mântuit dacă duci până la capăt mântuirea lui Dumnezeu. O să fii mântuit dacă păstrezi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că ni se spune aici că Duhul Sfânt îl primești, Duhul Sfânt se întristează, dar Duhul Sfânt și pleacă. Dacă nu faci voia lui Dumnezeu, Duhul Sfânt pleacă și atunci o să-ți pară rău. De aceea sunt mulți astăzi care au Duhul Sfânt, dar nu se vede nimic. Că trebuie să se vadă că Duhul Sfânt lucrează, trebuie să se vadă roada că produce, trebuie să se vadă mulțirea. Și la cuvântul lui Petru, care a vorbit de la Duhul Sfânt, s-au întors aproape 3.000 de suflete. Astăzi se face chemare peste chemare, îi cheamă în față și oamenii greu să pocăiesc. Nu zic că nu se pocăiesc, dar greu să pocăiesc. Și atunci nu se făcă nicio chemare. Bă, Petru ăsta, ce curaj a avut să se pocăiască atâția oameni cu o predică simplă, să vină peste 3.000 de suflete la Domnul, fără să facă chemare. Fără să cheme, hai veniți și voi aici, ne pune și noi mâine, uite să fac toți suntem aici. Hai să ne punem mâine să fie Domnul cu voi. Fraților, nu vrea Domnul teatru. Nu vrea Domnul teatru. Nici spectacol nu vrea. Astăzi ajungem vremuri în care se caută senzațional și mai ales la Pentecostal. Hai să mergem după minuni. Hai să vedem minunia lui Dumnezeu. Hai să vedem. Și odată spuneam și citeam într-o carte scrisă de un păstor din România și spuneam așa, ce s-a întâmplat la începutul Pentecostalismului? La Cugin. A doua localitate din România, după Păuliș, a fost Cuvin. Satul Cuvin, acum e comun. Cuvin. Și acum există, și acum există biserica acum. Și punea și scria fratele ăla și puteți să găsiți cartea, dacă nu cred, vă dau autorul cărții și găsiți cartea. Și spunea așa, frații la început doreau minuni. Și doreau să vadă minuni în biserică. Și tot s-o ruga, și tot s-o ruga, și tot s-o stăruit să vadă minuni. Și s-a făcut de minune. Și s-a făcut de minune. Și s-a întâmplat că fratele care se rugase pentru minuni și care era el responsabil o bisericii, într-o bună dimineață când s-a sculat din pat, se relatează în carte, a început ca pe mâinile lui, pe tot corpul lui, tot părul care l-avea până să fie ca puful de vestă. Și pe față, și pe mâini, când s-a uitat în oglindă, când l-a văzut nevasta, s-a speriat. Și a început acum să facă. Și acum a început să se roage. Doamne, noi ne-am rugat să cerem minuni. Ce-i cu asta? Și Duhul Sfânt le-a vorbit. Ați cerut minuni și n-a știut ce cereți. Acum rugați-vă să facă o minune ca să nu mai ai puful de gâscă. Dar ca să dispară puful de gâscă, a fost nevoie să vină o grămadă de lucrători, fratele Bradin, fratele Olaru și alți frați bătrâni din vremea aceea, de pe vremea pentecostalismului de la început, să facă rugăciuni cu cereri, să stea în poși rugăciuni ca să se întâmple minune. Uneori noi ne facem de minune și chemăm pe oameni să vină în adunare, nu-i așa? Și de câte ori ne facem de minune? Și în prezența lor ne-am luat ceartă. Doamne, lucrează cu Duhul Sfânt în biserică. Păi sunt omul ăla și ce să lucreze în biserică? Că Domnul vrea să lucreze în biserică, dar tu nu-l lași să lucrezi.
O, Doamne, ai mier! Și dă-ne putere să înțelegem care e voia Dumnezeu. Duhul Sfânt înmulțea biserica. Ce se întâmplă la Rusani? Duhul Sfânt lucrează, Duhul Sfânt produce și Duhul Sfânt înmulțește. Ce se întâmplă cu noi? De la Rusani încoace. Mai lucrează Duhul Sfânt prin noi? Doamne, ai mier! Mai produce Duhul Sfânt, mai aducem noi roadă. Uitați ce spune Scriptura în Ioan. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine. Și spune acolo clar. Uitați ce spune. Domnul Iisus spune. Și zice așa. Eu sunt vița și dumneavoastră, adică noi suntem rădițe. Cine rămâne în inime? 15 cu 5. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Că despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Cine aduce roadă? Cine rămâne în Hristos, cine rămâne în Dumnezeu Tatăl, cine rămâne în Dumnezeu Fiul și cine rămâne în Dumnezeu Duhul Sfânt. Că se spunea de la timpul de rugăciune că este a treia persoană din divinitatea lui Dumnezeu între noi. Duhul Sfânt e premergătorul, e Duhul adevărului, mângăitorul. El este aici cu noi pe pământ până când ne va veni Domnul Iisus în slavă să-și ridice biserica. Duhul Sfânt este aici! Nu poți spune de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dar ca să aduci mai multă roadă, cine vrea să aducă mai multă roadă, pe acela face Dumnezeu ceva, curățire. O, iară curățire. Iară curățire. Ce înseamnă să curățești? Să curățești înseamnă un lucru mare. Curățirea e grea. E grea. Când eram și lucram la servici, tot timpul mă gândeam așa, când s-a apropiat Paștele și Crăciunul, tot timpul mă gândeam, oare ce o să mai facă nevastă-mea acum când o să vină de la lucru? Curățenie în casă. Curățenie. Eu obosit de la lucru și acum o să spun. Și la noi veneau mulți frați în casa noastră și de multe ori venea și tot timpul să uita în casă, avea soția mea ceva de la Domnul să modifice lucrurile pe casă. Nu e singur. Și asta e ceva, cred că n-am tăcit de Dumnezeu. Așa, Domnul să le binecuvânteze. Și avea și, de multe ori veneau în casa noastră unii și zicea, ce, iar v-ați cumpărat mobil? Păi nu le-am cumpărat, că am mutat-o de pe peretele pe ăsta, v-ați știut voi, că tot acolo e dulapul, da? Dar acum l-am mutat timpul, așa, zic că ne-am cumpărat. Nu ne-am cumpărat, dar trebuia să facem curățenie. Și nu ne place când facem curățenie, că trebuie să scoatem covare, să mutăm dulapurile. Mai mă punea pe mine să fac curățenie și acum când mă pun eu, repede termin, tac, 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 repede. Și ea tot zice, mă vorbate. Da, ai tras tu canapelele toate, ai dat cu mopul și pe acolo, ai dat dulapul la o parte, ai luat și după dulap. Așa face o femeie curățenie. Și Domnul când începe să facă curățenia, ne doare. Ne doare când face o curățenie. Pentru că zice, pe cel care vrea să aducă mai multă roadă, Domnul curățește. Și ne trece prin încercări, ne trece prin durere, prin lacrimi, prin suferință, că curățirea produce lacrimi, produce durere, produce suferință, produce miros. Că dacă îți spune cineva gunoiul ca să te curățească, să aduci mai multe și să-i pui la rădăcină. Doamne, ce urât miroasă să-ți lege gunoiul la ușa apartamentului. Să ai niște vecini care să nu se ducă cu el la container. Și să-l pună acolo și să stea de lui și până sâmbătă. Și sâmbătă când e liber îți duce gunoiul. Și tu când ești în apartament, miroși acolo, miroși. În permanență miroși, miroși. Apoi câte lucruri sunt. Asta e curățirea. Domnul lucrează la curățirea noastră. Dar noi nu suntem de acord, curățirea e grea. Dar ai două variante, decât două ai. Ori ești curățit, ori ești tăiat. Și Doamne, noi nu vrem să fim tăiați. Vrei să aducem mai multe roade. Ca să aducem mai multe roade, te rog, Doamne, curățește-ne Tu. S-a dus Domnul în templu să curățească. Așa-i? Și ce a curățit Domnul când s-a dus în templu? A luat mesele, a luat scaunele, l-a scos afară și schimbătorii de bani. Ce credeți că înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Ce cu atitudinea asta de slujire a Domnului Iisus Hristos, paradoxal cu ceea ce era El? S-a mai întâmplat odată să mai fac o chestie din asta, atunci când a blestemat smochinul în slujirea Lui, când toată lumea a rămas mirat, ucenicii care El, că n-a înțeles. Și acum când intră în templu, începe să facă asta, să scoată afară, și zice, casa mea e o casă de rugăciune. Și voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhar. De ce a scos mesele? Pe cine i-a scos? Știți ce reprezintă când scoate mesele? Îi reprezintă pe aia care vin în biserică, care sunt frați cu voi, cu noi,
care dă pacea Domnului și care doar la mesele noastre de dragoste, doar când îi chemați acasă la masă, frați cu voi, după aia ca să se implice în biserică, nici vorbă, să dea bani la biserică, nici vorbă, să facă lucrare la biserică, nici vorbă. Dar când e vorba de mâncat, e ca și la mulțirea pâinilor cu peștii. Mulți au fost, dar câți vor mai urma pe Domnul Iisus Hristos? Că și cei ucenici l-au părăsit și au rămas câteva femei cu el la moarte. Așa e și pe calea Domnului. Iubiții mei, frați și surori, Domnul a început să facă curățirea. A scos mesele. A scos scaunile. Cine sunt ăștia cu scaunile? Sunt ăștia sunt ăia care vor să aibă numai funcție în biserică. Și scoate Domnul banii trăncheate. Și duceți-vă voi cu scaunile voastre și cu funcțiile voastre, că biserica mea nu-i făcută pentru voastră. Dacă vreți să slujiți, slujiți, nu să fiți șef, nu să fiți acolo, nu știu ce. Asta vrea Domnul Iisus. Și pe schimbători. Cine schimbători? Aia care când îți cu Domnul, când nu, când în sus, când în jos. Câți nu sunt în biserică? Astăzi e în Duhul, mâine e în fire. Păi mâine clocotește, din nou iar cade jos. Ce cu pucăința asta? Domnul are nevoie de schimbători. Domnul are nevoie de oameni destoinici pentru lucrarea Lui. Măriți să fie numele Domnului Iisus. Și acela, și acela care era traficați de valută în biserică. Mai sunt și astăzi de mine. Grămadă sunt, se spunea la timpul de dimineață. Parcă fratele lui spunea că bogații lumea acesteia. Unii vin în biserică să se îmbogățească, unii se îmbogățesc. Cum se îmbogățesc? Simplu. O să ziceți cum? Păi și câte case de vinți? Nu? Vinzi pe casete, vinzi predici, vinzi cu tare, vinzi cuvântul și să îmbogățesc. Și pe ăștia Domnul i-a scos afară. Ieșiți băi afară de aici, pe casa mea, o casă de rugăciune. Doamne, așa e că e grea curățirea. O, Doamne, grea. Dar trebuie acceptată. Că Duhul Sfânt lucrează și la curățirea noastră și Domnul Sfânt să ne cerceteze. Amin. Și să ne ajute ca împreună cu Domnul Iisus Hristos să facem voia Lui. Și să vin cu adevărată din cer. Când va veni Domnul să zică, vin o slugă binecuvântată și moștenește împărăția cerurilor care ți-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Amin.